nu știu dacă e din cauza că mi-a fost foarte dor de seriale. Sau pentru că e primul serial care debutează în noul sezon, dar singurul defect pe care l-am găsit la acest prim episod este că a fost prea scurt. Mi-a plăcut tot, de la povestea de bază, la peisaje, coloana sonoră, desfășurarea poveștii, lină, fără a plictisi. Despre Burac Deniz nu mai e nimic de spus, am mirosit toate complimentele mele față de actor de când am aflat că va protagoniza acest serial și nu am greșit cu nimic, umple ecranul. Dacă e Burac Deniz, poate fi oricine în distribuție, el duce un serial de unul singur, are o mie de chipuri și poate interpreta o mie de personaje, fiecare în alt mod. Mahir este un personaj plăcut, inteligent, curajos, reîntors cu o dorință de răzbunare veche de 20 de ani. Dorința care nu a făcut altceva decât să crească. Dar și-a înfrânat-o pentru a o îndrepta pe drumul justiției. El nu vrea uciderea celui care a ordonat moartea tatălui sau, ci dorește aducerea acestuia în fața justiției. Însă rațiunea pierde în fața inimii, și Mahir are o prima întâlnire dintre cele mai cuidate cu fata care îl vrăjește de la prima vedere. Nălucă sau zână. Nu știe prea bine răspunsul la întrebare mai ales că e împușcat de închipuirea cu chip angelical. Imaginile cu peștera sunt de vis, iar folosirea ei ca metodă de schimbare a destinului este o idee perfectă. Unii se plâng că scena a fost ușor ridiculă, mie mi-a plăcut la maxim. Bura are replice acide, amestecate cu morfin, dar și suficient flirt încât să ducă înspre romantism. O singură observație, cred că scena sărutului a fost tratată prea superficial, de aceea eu aș fi amânat-o înspre al doilea episod, când acțiunea poate fi mai lentă și se putea insista mai mult asupra ei. Personajele foarte clar prezentate, singura nelămurire mi-a rămas la conacul bunicii lui Mahir, unde nu am prea înțeles cine e fiecare, cine a murit. Cine e gravidă? Cu siguranță ne vom lămuri în episodul următor. Cert e că camfeza trebuie căsătorită pentru a salva un marfau blocat în conacul lui Cursat. Iar Mahir trebuie sacrificat pentru bebelușul logodnicei celui mort, verișorul lui? Lucrul care m-a impresionat cel mai mult, mai mult chiar decât peisajele, a fost familia lui Mahir și educația primită de el când era mic. M-am cam săturat de modele negative de familii, sau familii în care doar unul dintre părinți e normal, celălalt fiind un autentic psihopat. Iată un băiețel crescut cu modelul perfect de tată și mamă un băiețel devenit un bărbat generos, corect, empatic. Distribuție super bună, despre seniori nu avem ce discuta, unul mai bun decât altul, rămâne micuța sub barcu, criticată de unii, admirată de alții. Nu voi vorbi despre calitățile ei fizice, la vârstă ei e normal să fie frumoasă, experiență nu are prea multă, dar nu a coborât deloc ștacheta purtată de burac. Nu a fost ceva despre care ai zice wow, dar a avut o interpretare bună, fără greșeală, destul de multe replici, vreo două monologuri destul de lungi, diferența de vârstă. În afară diferenței cerute de scenariu, aproximativ 12 ani absolut de neremarcat, chimia între ei palpabilă. Concluzie: a fost un episod foarte bun, o poveste pe gustul meu, desfășurarea acțiunii echilibrată, abia aștept episodul următor.